Florin, după meciul cu Cluj de luni, ați rămas fără antrenorul principal, fără Dică. Care e situația în momentul ăsta? Cum ați primit vestea? Da, dânsul a venit și ne-a strâns mâna ieri dimineață, ne-a spus că nu va mai continua, ne-a urat succes, ne-a mulțumit, cum și noi i-am mulțumit la rândul nostru, așa că îi urez să ajungă un antrenor foarte bun și ce pot să spun, viața merge înainte, asta este. Vă pare rău că nu ați făcut mai multe, că nu ați reușit mai multe cu el, voi jucătorii? Normal, da, clar, am avut și momente foarte bune și momente mai puțin bune împreună. Ce pot să spun, a reușit să califice echipa, în campionat a fost o situație mai dificilă, dar dânsul a ales, este alegerea dânsului, așa că noi nu avem cum să ne opunem. V-a surprins toată situația asta, faptul că el a renunțat? Da, vă dați seama că ne-a surprins. Dar ți-am spus, suntem jucători profesioniști, așa că nu avem ce să facem decât să mergem să luptăm, ținând cont că este o perioadă mai puțin bună la acest club, în care tot noi trebuie să ne ridicăm și să continuăm să mergem mai departe, să avem rezultate, așa că vom ține capul sus că nu avem ce putem face. Dar voi îl simțireți în vreun moment că vrea să renunțe? Dacă l-ați simțit în vreun moment că vrea să renunțe, că așa a zis, în ultima vreme l-a tot gândul să renunțe? Nu, l-am văzut tot așa pasionat cum a fost tot timpul, ne-a ajutat, vorbea cu noi, adică nu s-a văzut nicio diferență. Era căzut beleaua pe tine. Da, belea. De, asta e situația. Așa s-a întâmplat, a fost decizia lui, îi respectăm, îi mulțumim, am avut ce să învăț de la el. Asta e situația, sunt aici, sper să se găsească cât cea mai bună soluție pentru următoarea perioadă și, cum a zis și Florner, mergem înainte, nu avem ce să facem. Dacă ești tu cea mai bună soluție pentru următoarea perioadă, o lună, două, nu știu, 3 ani, cât 4 ai ani, voie, cât ai voie, nu știu exact, marja. Nu, ți-am mai zis, încă nu sunt pregătit pentru asta și nu. Ei, sunt aici doar în interimar sau meciul ăsta, nu știu, vom vedea. Păi dacă ai intrat în coră, trebuie să dansezi. Și cum dansăm? Putem. Se dea Dumnezeu, nu știu, vom vedea, e prea devreme, nu. Vreau să, sunt aici doar să ajut și deocamdată sper să iasă totul bine, să facem un meci bun, să schimbăm în primul rând atitudinea, cum a zis și Florinel, să aibă suporterul un meci de calitate. Ajutor? Da. Eu am nevoie de ajutor, nu eu ajutor. Nu, vom vedea. Asta e decizia conducerii, ei vor hotărâ pe cine vor aduce. Sper să aleagă cea mai bună soluție și atunci noi așteptăm și vom vedea. Dacă nu, vom merge în continuare. Trebuie să ne antrenăm, trebuie să jucăm, meciurile vin până se întrerupe campionatul. Nu avem ce să facem. Asta e situația și, din păcate, trebuie să luptăm. Florinel, pentru că ai vorbit de obiective schimbate, crezi că sau voi simțiți că dacă nu s-ar fi schimbat obiectivul, puteați face mai multe în grupa asta și, eu știu, poate puteați juca cu calificarea în față mâine seara? Am spus-o cu obiectivul pentru că nu s-a folosit jucătorii care au jucat meci de meci. Și asta întrebam, dacă voi simțiți nu că dacă nu... Nu niciodată, nu poți să știi. Putea să joace un primul 11 cel mai valoros de la noi și să fie aceleași rezultate. Ai vorbit cu conducerea, care meci e mai important? Ăsta de mâine seară sau cel cu Rapid? Eu n-am vorbit cu conducerea, dar pentru mine când ești la Steaua, orice meci e important, indiferent de situație. Părerea mea. Adică nu intri cu... Joci în cupă, trebuie să tratezi meciul doar la victorie și atât. Când ești la Steaua, n-ai ce să faci. Indiferent de situație, trebuie să tratezi indiferent cine intră în dragul. Că e jucătorii care joacă mai puțin sau titulari, cum zicem între ghilimele. Cine intră, trebuie să spună doar gândul ăsta. Victorie. Indiferent. Nu există meci ușor sau meci greu. Părerea mea. Din ce am auzit, mâine veți avea un antrenor principal pe bancă și inclusiv la antrenamentul de astăzi. Voi ce știți? Îl aștept. Dacă era atunci, probabil așa va fi dacă așa ai auzit. Nu știu. Deocamdată suntem aici noi. Vom vedea. Să vină, nu e nicio problemă, Doamne ajută. Se vorbește de Liviu Ciubotariu. Ce pot să zic? Așa, ce părere ai de el, cum îl percepi? Cum? Liviu Ciubotariu, cum ți se pare această variantă? Nu știu, nu comentez, până la urmă nu e treaba mea. Chiar nu vreau să comentez. Nu mă privește. Acum ne puneți într-o situație în care trebuie să vorbim despre niște oameni care pur și simplu chiar nu... Vom vedea cine va veni, va fi bine primit, îl vom ajuta, oricine ar fi, indiferent că e Liviu Ciubotariu, că e oricare. Nu cred că a venit cineva aici și nu a fost ajutat sau nu va fi respectat sau... Asta e. E foarte greu să ne dăm cu părerea despre niște oameni care
Încă n-am lucrat cu ei sau nu știm nimic. Florinel, de, e adevărat că Dică pierduse vestiarul? Adică avea oare și relații încordate? Ți-o zic eu, ia, dar cine a spus asta? Eu nu cred. Păi patronul a spus că Dică pierduse vestiarul. Nu, nu știu ce spune patronul, chiar n-am văzut declarația. Păi ți-am spus eu. Asta a spus, că pierduse vestiarul și că degeaba i-a adus bani prin calificări. Nu știu, habar n-am, dar n-am. Păi tu erai acolo în vestiar, adică de-aia... Nu s-a întâmplat nimic, adică să pierde vestiarul. Că e o discuție mai contradictorie, asta nu înseamnă că ai pierdut vestiarul. Că ai o discuție cu un jucător și părerea mea. Asta e, a vorbit Daua sau Malcolm sau nu mai știu care, Florinel sau oricine din jucători, să ai o discuție cu un jucător în timpul, la pauza meciului, asta nu înseamnă că e un conflict. Nicolae Dică a fost respectat, a știut să țină vestiarul și nu cred că a pierdut vestiarul așa dintr-o discuție cu un fotbalist. Ca să pierzi vestiarul trebuie să ajungi la multe chestii. Asta e părerea mea. Și asta cred că durează mult timp ca să pierzi vestiarul. Și Nicolae Dică e un tip care a fost respectat și un antrenor care și-a făcut treaba cât a putut de bine. Florin, la ultimele meciuri, după ultimele meciuri, patronul te tot critică, ești pe lista lui de preferați, ca să zic așa, între ghilimele. Cum reacționezi tu? Cum reziști acestor atacuri ale lui? Da, cum reacționez? Vin, mă antrenez, stau mai mult pe teren, vorbesc cu colegii, sunt la fel. Am rămas același tip și, sincer, nu mă interesează. E greu să driblez patru jucători să dau gol. Am vorbit și cu dânsul, le-am spus asta la telefon. Dar asta este, n-am ce să fac. Trec printr-o perioadă foarte proastă, este normal, are dreptate, asta este. Încerc doar să rămân același fotbalist, cu același creier, să nu mi-l schimb și să aștept să muncesc, să aștept să ajung la o formă mai bună. Știu și eu când joc prost și când nu. Pentru amândoi ar fi întrebarea, dacă o să vină azi la antrenament sau când o să vină un antrenor care ar fi al treilea în acest sezon, nu este abia început returul. Cum vă simțiți și voi ca jucătorul sau și voi ca staff, să schimbați așa într-un tur de campionat să vină al treilea antrenor? Da, nu-i plăcut la o echipă să se schimbe atâția jucători, dar nu depinde de noi, nu-i decizia noastră, e decizia conducerii. Asta e tot ce pot să zic. Chiar nu e situație plăcută, dar cum am zis, și Flune, viața merge înainte, indiferent că sunt eu, că e Liviu Ciobotariu, Dică, Petrea, oricine ar fi, clubul ăsta tot trebuie să meargă înainte. Dar nu afectează. Clar că afectează și ei și asta se vede și în jocul lor, dar asta e decizia, ți-am zis, ține de decizia conducerii și nu cred că putem noi să facem, să ținem un antrenor dacă conducerea nu mai vrea. Sau jucători.